Vă salut, prieteni! Revin cu videoul de astăzi, cu o poveste haioasă din vara anului 2000. Eram la Steaua, la echipa mare, plecăm în cantonament în Olanda. Nu mai țin minte exact localitatea, dar pe lângă Eindhoven. Victor Pițurca, antrenor, plecăm în Olanda, coleg de cameră cu Florentin Dumitru. El venise de jumătate de an, cred, sau chiar în anul ăla a venit, nu mai mi-aduc aminte exact, dar era nou venit la echipă. Coleg de cameră cu Florentin Dumitru, cantonamentele cu Victor Pițurcă erau jale. A, că prindeai un cantonament cu Pițurcă la Forban, dacă îl prindeai și pe ăla de iarnă, cum să zice, te ținea pregătirea aia 2 ani de zile. Condiții de 5 stele. Totul la superlativ. Camere imense, niște camere imense. Terenuri, coboram din hotel, traversam, erau 4-5 terenuri gazonate. Toate în stare perfectă. Sală de forță de vreo 400 de metri pătrați de gimnastică. La subsolul hotelului, hotelul la care am stat avea 3 nivele, 3 etaje în pământ. La un nivel era piscină, la un nivel sală de divertisment, etaj de divertisment cu pistă de bowling, cu biliard, cu jocuri, cu... iar la un alt etaj erau 3 sau 4 terenuri de tenis de câmp acoperite în interior, 2-3 terenuri de padel și un mini cinematograf. Condiții, ce să vă mai zic, incredibile pentru perioada aia. Începem antrenamentele, meciuri amicale, ne lasă după vreo... stăteam 14 zile. După o săptămână ne spune Pițurcă, bă, zice, mâine după amiază, mâine, zice, facem doar, nu facem antrenament, facem doar în Adidas și pe teren o așezare tactică și câteva faze fixe așa în mers. După amiază avem un meci amical, iar în următoarea zi ne trezim, mâncăm dimineață, ne urcăm în autocar și mergem în oraș, în Eindhoven. Și pe drum, zice, vorbiți și voi între voi și să veniți să-mi comunicați până la ce oră vreți să stăm în oraș. Ne întoarcem la hotel, mâncăm, mergem și pe la piscină, mai facem și un masaj și de următoarea zi intrăm iar în program. Perfect! Plecăm dimineață, mâncăm, plecăm, ne ajungem în oraș. Am ajuns, cred că, pe la în jur de 10 și un pic. Acum am zis, bă, 4 ore sunt suficiente. Ce n-ai cât să stai și la cumpărături? Zic, ne întoarcem la hotel, dăm mâncat, o să mâncăm fiecare prin oraș pe aici, ce am vorbit noi între noi, eram sătui de mâncarea de la hotel. Zic, bă, mâncăm fiecare ce vrem, ce apucăm, mergem la hotel, zic, ne odihnim și după amiază jucăm un tenis de picior, putem să... A, ne-a zis că dacă vrem să închiriem biciclete de la hotel de acolo, să luăm bicicletele, să ne ducem să ne plimbăm, aveam ce să facem. Care vroia masaj, piscină și am zis la ora 2. Acum ne zice neapiții, bă, să vă uitați cu atenție că unde ne lasă autocarul, la ora 2, de acolo să ne ia. Perfect. Și acum fiecare, nu poți te duci toată echipa 25 de inci, 26, cât eram noi în cantonament, într-un magazin sau cu cârdul așa. Mai e și pe prietenii și pe simpatii și pe să fac grupulețe. 3, 4, 2, 5, 6,
Am plecat fiecare, eu ne-am dat jos, ne-am uitat să ne facem o idee așa, ne-a lăsat la șoferul într-o zonă comercială, cu magazine multe, cu un fel de, nu știu ce exemplu să vă dau, n-am ce, un centru Bucureștiului, pe la Piața Unirii sau, nu știu, Lipscani, cum, bă, Lipscani sunt baruri și în centru vechi, nu știu, ceva în centru, unde erau multe magazine. Și mall-uri și magazine de-astea și erau 5-6 străzi numai cu magazine. Ne-am uitat noi un pic, eu cu Florentin Dumitru, zic, hai bă, să mergem să ne uităm așa, să... Ne-am dus, ne-am uitat pe acolo, ne mai întâlneam cu 2, 3, 5 colegi, bă, ce ai mai văzut, de unde ți-ai luat aia, ai găsit ceva, ce, bă, du-te magazinul ăla mai sus, pe dreapta, mai sus, pe stânga, mai... Și făceam schimb de informații. Ne-am oprit la un băruleț, așa, am mâncat niște cremvuști, nu cremvuști, nu hot dog, niște cârnați olandezi cu ketchup, cu niște pâine, cu ceapă, cu ce mâncau ei tradițional acolo. Mai aveam vreo o oră și un pic până la să plece autocar. Ne întâlnim, dacă nu mă înșel, cu Miu și cu Baciu. Și avea Miu o pungă cu niște ghete. Mă zic, bă, de unde ți-ai... Ne uitam și noi după ghete. Zice, bă, uite, mergeți pe strada asta, zice, vreo 200-300 de metri și pe dreapta vedeți că e un magazin mic, așa, dar zice, ne-a făcut și reduceri și a luat și bacione ghete, ne-a făcut reduceri, zice, târguiți-vă cu ăla, că lasă la preț. Ok, ne ducem acolo, probăm o pereche, două, trei, eu eram fan World Cup Adidas, Made in Germania, toată viața n-a, le-am jucat foarte rar, așa le-am mai schimbat pentru un meci, două, în funcție de cum era și terenul, de vreme, dar foarte, foarte rar. Și ne luăm ghete, negociem cu ăla, ni le lasă, și eu și Florentin Dumitru, ne lasă la preț bun. Acum vedem, nu știu, pe Tibi Lung, cred că. Venea cu o pungă, cu niște articole de-astea, de mama și copilul. În anul ăla, în anul respectiv, în vară, și eu așteptam să nască primul copil. Acum îl văd pe ăla, pe Tibi Lung, și îl întreb, bă, Tibi, de unde ai luat? Zice, bă, mergi, o iei puțin înapoi, zice, faci dreapta pe prima stradă, mergi până în capătul străzii și faci stânga. Și ce vezi că e un magazin, are o vitrină, cred că, de 50 de metri, cu cărucioare, cu haine de copii, cu tot ce vrei. A, zic, bă, mersi, zic, hai bă, piticule, eu fiind mai înalt, așa, mai mare, ziceam piticule lui Florentin Dumitru. Zic, hai bă, piticule, să mergi să mă uiți, zic, poate găsesc un cărucior frumos. Zice, hai. Ne-am dus noi pe străzile alea, stânga, dreapta, cum ne-a zis Tibi. Mai era vreo jumătate de oră până. Ne întâlnim cu unii care se duceau la autocar. Bă, ce faceți? Bă, zic, ne ducem până aici să mai luăm ceva și venim și noi la autocar. Zice, ok, hai, zice, ne mai ducem și noi să ne uităm și ne vedem la autocar. Ok. Am găsit magazinul destul de repede. Am găsit magazinul. Ne ducem acolo. Bă, mă, nu știam ce să aleg. Deci avea de la cărucior de top, cu roții de jeep, cu roți care se umflau, ce nu găseai la vremea aia în România, până la cărucioare de-astea comune. Aleg un cărucior, unul care mi s-a părut mie cel mai frumos de acolo. Aleg căruciorul ăla, vreau să plătesc. Acum ce-mi zice vânzătoarea? A, zice, păi nu poți să plătești așa, trebuie să te duci la bancă să schimbi banii și să vii înapoi cu nu știu ce bani. Nu era cu euro în Olanda în perioada aia.
Sigur. Bine, ok. Acum ce să zic? Florentin s-a uitat la ceas, bă, nu mai avem timp. Zic, bă, dar unde e banca? Ce aici imediat? Ieși, zice, 20 de metri mai încolo. Mă duc la bancă, la bancă coadă. N-aveam pașaport, n-aveam nimic. Mă întorc la asta la magazin și zic, bă, nu pot să-ți plătesc așa și te duci tu și schimb că n-am pașaport, n-am nimic ala. Ce nu, 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 dacă vrei, zice, merge cineva cu tine și schimb pe buletinul persoana. Zic, ok, a mers cu mine. Vă dați seama, stăteam ca pe ghimpi, că mamă, întârziem și neapiții să și întârzi și plătesc. Aia zice, bă, zice, ăsta căruciorul ăsta la cât e de mare, n-am în ce să vi-l pun. Aia zice, nu, 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 că nu-l vrem, îl luăm pe ăsta montat de aici, ca să-l împingem pe roți, așa să ajungem repede la autocar. Ce ok. O luăm spre autocar, nu mai vedeam pe nimeni. Ne uitam în stânga, ne uitam în dreapta, nimic. Bă, zic, chiar nimeni. Ne ducem unde credeam noi că e autocarul. Nu era. Zic, bă, nu e aici. Ne aduceam aminte că pe colț era o reprezentanță de mașini. Nu e aici. Iar o luăm înapoi. Zic, bă, hai să vedem, poate vedem pe cineva. Telefoane, nu. Pașaport, nu. Hai de capul meu. Zic, bă, ce facem? Ce am căutat încă vreo jumătate de oră după ora, până la două jumate. Am tot căutat. Ne-am plimbat pe străzile alea cu căruciorul. Am făcut niște curse cu căruciorul incredibil. Nimic. Acum, ce zic lui Florentin? Zic, bă, piticule, zic, hai să luăm un taxiu. Noi știam, ne aduceam aminte, că după ce ne-a lăsat ăla și acolo, am trecut un poduleț așa peste, cum e Dâmbovița în București. Am trecut un pod peste o apă. Ne ducem la taxiu. Zic, bă, trebuie să găsim un taximetrist acum să vorbească și engleză. Găsim pe primul, nimic. Pa, altul, nimic. Găsim pe unul, îi spunem, bă, uite, suntem jucători de fotbal, ne-a lăsat autocarul aici, zic, nu mai știm să ajungem la autocar, zic, să ne duci în orășelul ăsta la hotelul nu știu care. Pune ăla numele localității pe... Ne întreba, e corect? Bă, cred că e corect acum. Zic, pe cine să sun, pe cine să întreb, fără telefon, fără nimic. Pune ăla, zic, bă, piticule, asta e, bă, ajungem noi. Dacă nu, zic, îi zicem lui ăsta să oprească undeva, să ne lase să dăm un telefon sau... Vedem noi cum, zic, până la urmă nimerim noi. A mers cu taxiul. Meseriaș ăla, taximetristul. Ne-a închinuit un pic până am băgat căruciorul. I-am scos roțile, toate patru roțile. Bă, ne-a închinuit un pic până l-am băgat în portbagaj. Dar până la urmă am... Ajungem. Acum îi plătim lui ăsta. Dăm căruciorul jos, îi montăm roțile, pun căruciorul la recepție acolo. Zic, bă, zic, haide să... Să sunăm pe neapiții. Neapiții avea celular mobil. Să duce piticul în cameră, ia numărul de telefon după telefonul. Nu ne activam toți roaming-ul pe vremea aia și nu era așa nebunie cu telefoanele mobile. Ne ducem la femeia la recepție, la recepționeră și zicem să sunăm și noi la numărul ăsta, vă plătim, ok. Sunăm, ne răspunde neapiții. Eu acum zic, bă, zic, să-l las pe Florentin să vorbească. Ăsta era mai... juca meci de meci și eu eram pe acolo. Ce ne-a piții, am ajuns la hotel cu Robert, ne cerem scuze, ne-am rătăcit. Bă, bine că ați ajuns, zice că am stat acolo, v-am așteptat, bine că m-ați anunțat, zice, oricum suntem pe drum, ajungem și noi într-o jumătate de oră, dar bine că m-ați sunat. Ok. Stăteam noi acolo în recepție, zic, acum, bă, stăm în recepție, zic, să-l așteptăm pe neapiții, să ne cerem scuze, să, na, am greșit. Ăsta zicea, bă, numai tu cu căruciorul tău, că dacă nu vrei, tu te-ai dus și la bancă, aveam timp, zic, lasă, bă, acum ce să mai... Asta e, zic, am greșit, o să-i zic lui neapiții că a fost vina mea, că tu n-ai avut nicio vină, că ai mers cu mine și asta e, zic, înțelege, nu cred eu că nu înțelegi. Ce bine.
Vine Neapiț, autocarul, coboară primul Neapiții. Râdea oia când au început să coboare băieții. Ce faceți, bă, prostălăilor, v-ați ră? Bă, cu ce ați venit, mă, șmecherilor? Vă, nu v-a plăcut la cumpărături? Bă, profesioniștilor, v-ați întors mai repede, voi? Vă dați seama, Caterin ca după lume. Vorbim cu Neapiții, vine Neapiții, se așează la o masă. Ia ziceți, mă, Neapiții, zic, uitați cum au stat lucrurile. I-am spus, bă, trebuie să vă amendez un pic ca să nu mai, data viitoare, să nu se mai întâmple. Da? Zice, când vă dau eu voie, într-una din seri, da și voi un pahar de vin la masă, vedem cât suntem, comandăm 4-5 sticle de vin și le plătiți, că n-am ce. Da, Neapiții, nicio problemă. Ce, bă, dar ce ai cumpărat? Că eu am zis, am stat după căruț. Și stă să gândește, zice, bă, dar ce ai cumpărat? Zic, am luat un cărucior, că trebuie să nască primul copil și am văzut un cărucior, zic, mi-a plăcut mult de tot și l-am luat. Și zice, păi și ce, pe urmă ce ați făcut cu căruciorul? Păi zic, am venit cu taxiul, ne-am zis că ne-am rătăcit și n-am mai găsit autocarul, nu că am întârziat. La autocar nu l-am mai găsit, pur și simplu noi ajungeam la două la autocar, dar ne-am rătăcit în oraș acolo și n-am mai am luat taxiul să venim la hotel. Ce bine, bă, 2-3 sticle de vin le dau eu atunci și 2-3 sticle le dați voi, dacă. Hai, piticule, Neapiții, mie îmi zicea piticule. Hai, piticule, în cameră să văd și eu căruciorul. A mers cu Neapiții în cameră, a văzut, da, bă, bravo, uite, îmi place, bă, foarte bine, te-ai gândit, bravo. Mulțumesc, Neapiții, nu știu ce. Și stând de vorbă în cameră cu Neapiții și cu Florentin era și el, zic, pașapoartele. Și ăsta zice, ce-i cu pașapoartele, măi? Zic, Neapiții, am uitat pașapoartele în autocar. Ha, zice, cum? Păi zic, am mers cu un autocar care între scaune, erau scaunele puse față în față așa, la scaune și între scaune, câte patru, două și două, și între scaune masă. Și ăla în autocar acolo pe masă avea pus ca o față de masă așa să n-alunece telefonul sau ce puneai pe acolo pe masă aia. Și noi am luat pașapoartele amândoi deștepți, că am zis, bă, nu le luăm la noi, că nu avem nevoie de ele, le lăsăm în autocar și le-am băgat sub fața aia de masă așa. Dacă am pierdut autocarul că ne-am rătăcit, am fost întâlăi, am uitat pașapoartele, când l-am sunat pe Neapiții, nu ne-am adus aminte, zice, Neapiții, spuneți cuiva să ne ia și nouă pașapoartele, sau când am văzut autocarul să ieșim din hotel să ne ducem să ne luăm pașapoartele. Păi, se enervează Neapiții, bă, dar ce e în capul vostru, ce coboară la recepție, pune pe cineva să sune, să... Într-un final rezolvă Neapiții, îmi zice, bă, piticule, știi ceva? Ia să plătiți voi doi vinul, că prea multe probleme face și aia. Neapiții, nu-i nicio problemă, ci o să vină mâine cineva să vă aducă și pașapoartele, gata. Dăm vinul într-un final, în ultima seară. Dăm sticlele de vin. Eu la acum cu Florentin Dumitru, că fusese cu mine, trebuia să plătim vinul împreună, taxiul tot, îi zic, bă, zic, lasă, că a fost vina mea, suport eu tot și asta e. Nu, bă, lasă, ce, păi ce, mai ținut cu forța jumate? Și zic, bă, zic, atunci gata. Ești nașul la copil, că n-ai ce să dacă... Și am început pe teren, nașule în sus, nașule în jos, nașule în sus, toți, Caterin, că ia zi, nașule, cât te-a costat căruciorul, cât ați plătit taxiul. Acum să face ziua, dimineața să plecăm la aeroport. Toți cu bagaje, cu bagajele ce venisem, bagajele care le avea magazionerul, cu echipamentul, cu toate ce le căra după el. Când am coborât din cameră cu Dita mai căruciorul, i-a buvnit râsul pe toți. Bă, ce noi bă faci, bă, ăsta e căruciori de tripleți, ăsta nu e de copil, ce, bă, ce, bă, bă, să ai un elefant, ce o să car cu ăsta, ce? Râsul după lume. Abia am băgat căruciorul în cal, acolo i-am făcut loc să-l înghesui pe lângă bagaje pe acolo. Ajungem la aeroport, ne punem la check-in, cum era în grup organizat, era deja directorul sportiv, era în aeroport, când am ajuns neașteptat, tot ne-a băgat la un birou separat. Ajung și eu cu geamantanul și căruciorul. Când m-a văzut femeia aia de acolo, zice, păi ăsta de la check-in, ce ăsta ce? Zic, păi căruciorul, păi
cum să-l punem ăsta? Zic, păi cum să-l punem? La cală, cum? Păi zice, nu încape pe aici, nu... Dacă vreți, vi-l pun la cargo. Ce cargo, doamne? Nici nu știam ce e la cargo. Ce, păi vi-l pun într-un... la alt zbor, îl punem într-o cușcă de-asta special, așa, de fier. Și că ăsta e bagaj agabaritic, că e mai mare și nu putem să-l luăm așa. Îl chem și eu pe responsabil și zic, bă, vorbește și tu cu asta, te rog frumos, plătesc în plus ceva dacă ești. Vorbește omul aia, într-un final, zice, stai aici, le dă la toți cărțile de îmbarcare, ce tu zice, stai aici, că tu pleci ultimul. Ok, îl văd că vine unul, împingea la o cușcă. O cușcă ca de urs, înalt așa la vreun 1,50 m, lată ca lumea, pe roți, pe patru roți. Ved că se oprește acolo, vorbește cu aia în limba lor acolo, ce îmi zice aia, ce ia căruciorul și bagă-l în cușcă acolo. Iau, că da, zic ceva. Păi zice, ăsta îl trece prin alt filtru și aia că nu intră pe aici dita mai căruciorul ăsta și o să-l ducă la avion și îl scoate din cușca asta și îl bagă în avion la cal, la bagaje, ca să-ți ajungă la București. Ok, mulțumesc. Bineînțeles că a continuat Caterinca și în aeroport cu căruciorul. Ajungem la București. Din momentul când ajungeai, neapiții ne lăsa să plecăm, fiecare unde vroiam. Aștept căruciorul, care a venit separat, îmi iau geamantanul, întreb unde vine căruciorul, îmi spune unul, trebuie să te duci la nu știu unde, că vine direct, că n-a încăput pe bandă și ți-l aduce acolo, iau căruciorul. M-a așteptat taică-miu la aeroport. Pun bagajul, zic, hai să băgăm căruciorul. Ce să bași căruciorul în portbagajul la mașină, că nu încăpea. I-am scos roțile, cum făcusem și în Olanda, nimic, tot nu încăpea. În mașină nu mergea să intri, că avea 4 piese, 5, nu știu, cu landou, port bebe, scaun de mașină, că... Oprim un taxiu. Opresc pe unul cu taxiu, domnul, zic, aveți niște șurubelnițe, niște chei, niște, că vrem să demontăm și noi căruciorul ăsta să putem să-l băgăm în mașină. Să... Ce îmi zice omul? A zice, nu te chinui să nu-l strici. Și aia zice, dacă vrei, dai o pe stație și să vină o furgonetă. Bine, domnule. Omul amabil să urcă mașină, vorbește pe stație acolo. Am așteptat vreo 20 de minute. A venit o furgonetă, o mașină de marfă. A luat căruciorul omul, l-a pus în furgonetă, i-am zis unde trebuie să ajungă, i-am zis, dacă nu poți să mergi după noi, mai prindem vreun semafor sau ceva și ne pierdem unul de altul, uite, asta e adresa, te așteptăm aici. A venit omul, ne-a adus căruciorul acasă și asta a fost povestea cu cum m-am rătăcit în Olanda cu Florentin Dumitru, cum am dat sticlele de vin, dar am scăpat ieftin că a fost înțelegător neapiții și în continuare o să vă mai povestesc alte întâmplări și fotbalistice și ceea ce v-am povestit în cam aceeași notă, ceea ce v-am povestit azi. De rătăcit nu mai am rătăcit niciodată, să știți, dar mai am povești interesante. Dacă vă place ceea ce vedeți, aveți poza mea aici. Dacă dați click pe ea, vă puteți abona. În partea cealaltă aveți două sugestii de videoclipuri. Și până la următoarea postare, vă rog să nu uitați. Fiți buni azi, fiți buni mâine, că până la urmă vă va vedea cineva.